Așa cum am remarcat în sesiunile anterioare, unul dintre motivele pentru care bebelușul nostru plânge este foamea. Evident că dacă îl vom alăpta la timp, dacă îl vom hrăni la timp, el nu va trece prin episoadele acelea de plâns înainte de acest lucru. În ceea ce privește hrănirea bebelușului, toate forumurile internaționale în ceea ce privesc nutriția acestuia recomandă alăptarea ca fiind importantă în prima perioadă a vieții, spunând că este dezirabil ca aceasta să aibă loc până la vârsta de 6 luni exclusiv și ulterior pe perioada diversificării până la vârsta de 2 ani și mai târziu, atâta timp cât mama și copilul își doresc acest lucru. Copilul poate fi alimentat prin mai multe variante. Mai exact, poate fi alăptat exclusiv, ceea ce înseamnă că primește lapte matern direct de la sânul mamei, poate fi alimentat mixt, ceea ce înseamnă că primește lapte matern, însă și complementar formulă de lapte, sau poate fi alimentat artificial, ceea ce înseamnă că primește doar formulă de lapte. În aceste cazuri, în cazul în care bebelușul este alăptat exclusiv, este indicat ca să nu îi se facă un program anume de masă, ci să fie la cerere, alimentat la cerere. Însemnând că mama va atașa bebelușul la sânul dumneiei în momentul în care bebelușul cere. Nu vom face acest lucru constant. Bebelușul nu este un ataș al sânului mamei. În general, trebuie să existe măcar o oră, o perioadă de repaus între două mese. În cazul în care bebelușul primește și formulă de lapte, atunci este obligatoriu, conform producătorului, să treacă o perioadă de cel puțin 2 ore între două mese. În cazul în care bebelușul este alăptat exclusiv, el va avea mai multe scaune. Poate 3, poate mai multe, adică poate la fiecare masă. În cazul în care este alimentat cu formulă de lapte, atunci el poate să aibă, este obligatoriu să aibă minim un scaun în 24 de ore. În cazul în care acest lucru nu se întâmplă, este bine să cerem sfatul medicului, s-ar putea ca formula respectivă să nu se potrivească copilului nostru. Să revenim la alăptare, pentru că, așa cum spuneam, laptele matern reprezintă alimentul ideal pentru copilul nostru. De ce? Pentru că fiecare mamifer în parte va produce laptele potrivit pentru puiul lui. Și evident că acest lucru va aduce beneficii atât bebelușului, cât și mamei. În ceea ce privește beneficiile bebelușului, când acesta primește lapte matern, ele sunt mai multe. În sensul în care laptele matern este tot timpul steril, este tot timpul la purtător, este tot timpul la temperatura potrivită. Pe de altă parte, conține anumite ingrediente în compoziție care ajută bebelușul să-și dezvolte toate sistemele și să primească toți nutrienții necesari potriviți pentru etapa lui de dezvoltare. Totodată îl ajută să nu se infecteze, îl ajută să scape de infecții, îl ajută să scadă riscul de alergii, inclusiv de astm bronșic, îl ajută să scadă riscul de obezitate în viața ulterioară, riscul de hipertensiune arterială. Beneficii pentru alăptare sunt, în alăptare sunt inclusiv pentru mamă. De ce? Pentru că aceasta creează o legătură extrem de puternică între cei doi. Suntem una dintre puținele specii de mamifere ai căror pui sunt dependenți în totalitate de noi, ca și adulți, până mai târziu, adică până la vârsta de 9 luni. Și de aceea, cumva, în această perioadă putem spune că suntem în continuare un singur tot. De fapt, prin alăptare, acest tot cumva se integrează. Mama are beneficiile ei.
în sensul că îi scade și dumneaei riscul de cancer ovarian și de cancer mamar, pe de-o parte. Pe de altă parte, o ajută să scape de kilogramele în plus pe care le-a acumulat în timpul sarcinii, pentru că organismul consumă destul de multe calorii pentru a produce lapte, mai multe chiar decât pentru a produce bebeluși. Adică asta însemnând faptul că în momentul alăptării mama consumă mai multe calorii decât în timpul sarcinii. Totodată, în momentul alăptării, se eliberează un hormon care se numește ocitocină. Această ocitocină se numește hormonul iubirii și este cea care îi dă mamei o stare de bine, o stare de confort, cum că face tot ce este mai bine pentru puiul ei. O ajută totodată inclusiv pentru scăderea fertilității. Asta însemnând că alăptarea în sine poate reprezenta o metodă de contracepție de 98% în cazul în care se îndeplinesc trei condiții. Mai exact, mama alăptează exclusiv, mama nu are încă menstruație, nu s-a instalat din nou menstruația, iar între două intervale de alăptat, între două mese, nu există un interval mai mare de 6 ore.